În 5 luni a înregistrat realizări importante. Asta spune candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte, Maia Sandu, despre guvernul pe care l-a condus în perioada iunie-noiembrie 2019. Potrivit liderului PAS, alături de echipa sa de miniștri, a reușit să aducă în țară asistență financiară externă în valoare de peste 2 miliarde de lei. A stopat unele scheme de corupție și a implementat mai multe inițiative sociale. Printre acestea a fost menționată majorarea indemnizației unice la nașterea copilului cu 1600 de lei și de câteva ori a celor pentru gărzile de noapte a personalului medical și non-medical, dar și activitățile pentru stoparea programului de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor sau pentru demonopolizarea comerțului cu nuci, carne, metale și tehnologii informaționale. Totodată a fost amintită achiziția unui aparat pentru radioterapie necesar pacienților oncologici în valoare de peste 1 milion de euro, accelerarea construcției gazoductului Iași-Chișinău și stabilirea mai multor inițiative în proiectul bugetului pentru anul 2020. Maia Sandu va fi numărul 6 în buletinul de vot.